În ziua a patra a lunii februarie, pomenirea Sfântului Cuviosului Părintelui nostru Isidor Pelusiotul a dormit în Domnul la anul 449. Acest sfânt a fost egiptean de neam și era rudenie cu Teofil și Chiril, arhiepiscopii Alexandriei, viețuind pe vremea împăratului Teodosie cel Mic, anii 408-450. Dumnezeescul acesta, Isidor, învățase multă carte și era socotit de istoricii din vremea lui drept un filozof și un desăvârșit îndrumător în înțelepciunea vieții și a Sfintelor Scripturi și-și luase drept chip de, și pildă de viață și de lucrare pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Și, încă tânăr fiind, a lăsat slava lumii, bogăția și strălucirea numelui și toate, socotindu-le gunoaie, s-a dus într-o mănăstire din părțile Pelusiei și s-a făcut monah. Și, cu multe sudori și osteneli înfrânându-și trupul, iar sufletul înfierbântându-și-l cu tainice și înalte descoperiri, s-a făcut ca un stâlp viu și însuflețit al vieții monahicești. Și, fiind el sfințit preot și egumen, se vedea de toți că petrecea o viață cu adevărat după Sfânta Evanghelie și povățuia nu numai pe cei din mănăstirea lui, că au rămas de la el peste 2000 de scrisori, prin care lumina pe scurt și în minunate cuvinte pline de folos pe toți iubitorii de învățătură din toată lumea, întorcând pe păcătoși, întărind pe cei porniți spre fapte bune, iar pe cei neascultători, îndreptându-i cu certarea cea din dumnezeieștile mustrări, încă și pe împărații sfătuia și, în scurt, tâlcuia și lămurea cu mare înțelepciune tuturor celor ce-l întrebau cuvintele și mărturiile dumnezeieștilor Scripturi, îndreptând obiceiurile oamenilor. Și așa, bine viețuind și dumnezeiește purtându-se, la adânci bătrâneți și-a săvârșit viața, mutându-se la Domnul. Iubiții mei, numele meu este Grațiela și aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii ale acestui clip. De asemenea, vă invit să vă abonați la canalul Calea spre Mântuire și să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări cu toate noile postări ale canalului. Până data viitoare, să vă pomenească Bunul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin.